La volei, naționala de fete se pregătește de Euro. România va da peste gazda Italia în primul meci. O româncă a fost chemată din Corea la națională. Eliza Ineh Varga a jucat în Corea în ultimii 2 ani și a cucerit pe asiatici. Nu conta dacă era frig, dacă era zăpadă, dacă tot timpul era afară și ne așteptau și era, literalmente, îmi trăiam visul și chiar și acum mi se face plină de găină. Mi-e foarte dor de ei. Eliza a început să învețe și limba coreană. Foarte mulți fani îmi dădeau scrisori. Am o cutie întreagă acasă cu scrisori foarte frumoase. Și trupele preferate ale româncei născute la Budapesta sunt din Corea. Pot să spun că îmi place formația Blackpink.